Personalul sanitar de la centrele de vaccinare din țară nu a fost plătit. Această problemă există și la Iași, unde cadrele medicale din centrele de vaccinare de la Pașcani și Târgu Frumos nu și-au primit banii pe luna ianuarie. Reprezentanții DSP Iași spun că sumele vor fi plătite după ce banii vor fi transferați de la bugetul de stat. În ceea ce privește fondurile necesare pentru decontarea cheltuielilor aferente centrelor de vaccinare organizate de autoritățile administrației publice locale, acestea se asigură în baza contractelor pentru decontare încheiate cu Direcția de Sănătate Publică Iași. Prin urmare, Direcția de Sănătate Publică decontează aceste cheltuieli care practic revin centrelor de vaccinare împotriva COVID-19 organizate în alte locații, desigur, decât cele din unitățile sanitare, prin transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale în baza unor documente justificative.